Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm la castelul Cantacuzino din Bușteni, aflat la poalele munților Bucegi. Castelul a fost construit în 1911 de către prințul Grigore, care era foarte bogat, dar de asemenea era și primarul Bucureștiului și prim-ministrul României. Castelul, chiar dacă a fost construit acum 100 de ani, el și pe vremurile acelea avea utilități moderne, cum ar fi electricitate, curent, apă și căldură și telefonie. Dacă vreți să vizitați acest castel, fiți pregătiți, deoarece are grădini, fântâni, grote extraordinare și alei cu leagăne. Eu sunt Andra Crăciun, numai bine, pe curând!